Dragilor, astăzi o să vă învăț cum să faceți cei mai buni meși copți pe care i-ați mâncat vreodată. În primul rând vă trebuie o tigaie în care puneți meși. Am cam pus în dojmonie, o să urle ficatul. Bun. După ce i-am așezat aici, de mai repede o coajă, urmează. Deci urmează să punem niște apă. Ne asigurăm că îi umezim pe toți. E perfect. Deci s-au umezit exact cum trebuie. Toți sunt umezi acum, da? Bun. După ce am umezit bine, punem sare. Nu vă speriați că puneți prea multă, pentru că sarea o să cadă la un moment dat. Bun, am pus sare. Și amestecăm. Amestecăm cu sarea asta, da? Deci, amestecăm. Acum pe uscat. Deci mi-a dat drum la aragaz. Pentru că, din cauza apei, sarea se va topi. Și se face un fel de saramur aici. După ce s-a topit sarea, dăm drumul la foc. Eu deja am dat drumul. Și lăsăm un pic focul mare până începe să mai evapore din apa asta. Bun, deja a început să usuce tigaia. Am dat focul mic. Ne asigurăm că nu se lipesc semințele de fund. Da? Și mestecăm. Cu focul nu cel mai mic, dar nici mare. Acum, după ce s-a mai evaporat apa, mestecăm continuu. Deci acum sunt complet uscați. Urmează să înceapă să coacă. Mai avem un pic și le ridicăm de pe foc. Au început să marunească. Deci cam asta este culoarea. Deja am oprit focul. Mai amestecăm un pic. Și le scoate. Adică îi scoate. Da? Hai, să avem poftă. Sau să aveți dacă faceți și voi.